O groapă în asfalt ar fi dus la un accident violent pe o stradă din orașul Taraclia. Un automobil s-a inversat după ce a ajuns cu roata în adâncitură. Cazul a avut loc în seara de 27 mai la ora 20:30 la intersecția străzilor Vladimir Lenin și Maxim Gorki. Imaginile cu consecințele accidentului au fost făcute de un martor ocular, apoi expediate către un portal de știri local. În fotografii se vede vehiculul care stă cu roțile în sus la marginea unui drum. Conform spuselor unui martor ocular, cu câteva clipe înainte de accident, automobilul se deplasa cu o viteză înaltă. Din urma acestuia venea un alt vehicul de serviciu a poliției de frontieră cu girofarele pornite. Martorul ocular a presupus că șoferul era urmărit, însă informația nu este confirmată la moment de poliție. La fața locului, oamenii legii au stabilit că în salonul automobilului se afla conducătorul vehiculului și doi pasageri. Bărbatul, deplasându-se cu viteză, ar fi scăpat din vedere o groapă adâncă de pe carosabil, iar când mașina a ajuns cu roata în ea, a sărit și a fost proiectată pe trotuar. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.